Avertizări meteo cod portocaliu și cod galben de furtuni și vijelii în Europa. Vremea nu încetează să ne surprindă și nu într-un mod plăcut. Cu puțin timp în urmă, odată cu începutul sezonului ploios, meteorologii au emis noi avertizări meteo pentru mai multe zone din Europa. Anunțul specialiștilor meteo este valabil în zilele de marți și miercuri ale acestei săptămâni. În acest fel, potrivit informațiilor meteorologilor, un nou val de furtuni va ajunge în vestul și centrul Europei. Concret, meteorologii au emis alerte de furtuni și vijelii pentru mai multe zone. Una dintre avertizări are în vedere un cod portocaliu de furtuni și a fost emisă pentru Germania, Spania și Franța. De cealaltă parte, meteorologii au anunțat și o avertizare de cod galben de furtuni. Aceasta a fost emisă pentru Franța, Belgia, Austria, nordul Italiei și Marea Britanie. În același timp, specialiștii meteo au anunțat că, în centrul și estul Europei, va persista căldura extremă, în timp ce temperaturile vor urca considerabil în termometre în perioada următoare.